Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Turtonaciu FM. Astăzi revenim în seria FCSB cu o Supercupa României, așa cum v-am promis ieri. Au trecut ceva zile efective în joc față de data la care v-am lăsat în episodul de ieri și o să trecem scurt și rapid prin tot ce s-a întâmplat. După cum vedeți, este deja 3 iulie. Avem parte de primul meci oficial. Cum vă spuneam, cel cu Dinamo din Supercupă, urmând mai apoi imediat la mai puțin de la 3 zile primul meci din prima rundă preliminară din Champions League cu Priștina. Cam mai apoi, imediat la 2 zile distanță, să începem campionatul, iar ceea ce am eu aici în față nu arată tocmai bine din punct de vedere al lotului. O să vă explic imediat și de ce. Dar haide mai întâi să trecem un pic prin transfer history și tot ce s-a întâmplat vara asta, pentru că s-au întâmplat destule. În primul rând, haideți să vedem ce jucători ne-au părăsit în această vară. Imediat vreau să-i pun pe în ordinea datei de plecare, care este asta, 3-7, Alexandru fiind ultimul, este perfect. Totul a început cu 1-7 sau 11-6-2021. A 6 iunie, cam da, de fapt da aici. Bun, în afară de mici jucători plecați în împrumut și mulți alții care urmează să plece în împrumut, plecări majore au fost Denis Alibek pe 1.800.000, jucători care încercam să-l vindem din iarna trecută, am reușit în sfârșit să-l vindem la Millwall. Mai apoi John Lumley, un jucător care venea pe poziția de portar backup, avându-l pe Vlad împrumutat în continuare de la Everton, dar urma să devină efectiv titularul nostru dată cu plecarea lui Vlad. A primit oferta de la Palace, mi s-a părut destul de rezonabil, 800.000 pentru el, am preferat să-l vând. Vlad va fi titular și anul acesta datorită acelui Under 21 ca și regulă care trebuie îndeplinită, Vlad fiind unul dintre eligibilii pentru Under 21, atunci vom încerca să îl folosim titular în toate meciurile de campionat, mai ales că este pe poziția de portar. Iar ca rezervă va intra în locul Lamley probabil Toma Niga de la echipa a doua, vom vedea. Au jucători lăsați liber de contract, nimic important sau interesant din acești jucători. Mai apoi avem Panțăru plecat la Kiev pe 1.100.000, un jucător care era backup pentru noi și nu prea mai avea, își mai avea locul în lot. O ofertă foarte bună, am zis să-l lăsăm să plece totuși. Narvaez și Ozuna, doi jucători de care vă spuneam încă din episodul trecut că cel mai probabil îi vom lăsa să plece vara asta. Ozuna pentru că nu îndeplinește rolul pe care noi îl căutăm, acela de inside forward, este mai mult winger. Un jucător foarte bun de altfel, dar nu a reușit să învețe să joace inside forward support. Rolul acela nu l-a acoperat în tocmai bine și de aceea am preferat să-l las să plece, mai ales că făcuse destul scandal legat de faptul că nu prinsese minutele dorite la echipa noastră, 1.200.000, și tot la Toulouse și Juanjo Narváez, alt jucător backup pentru noi, backup de data asta pentru aripa dreaptă, în sezonul trecut aripa dreaptă fiind celălalt spaniol, care nu-mi vine în momentul de față. Însă l-am lăsat să plece pentru că 1.400.000 mi s-a părut bani destul de mulți și buni pentru jucători care nu au prins prea multe meciuri în sezonul trecut. Plus că îl avem și pe Ivan care poate juca în banda aceea ca backup foarte bine. Radovan Pankov, alt jucător care ne părăsește, 1.400.000 la Nîm, jucător venit în iarnă dacă nu mă înșel, vândut repede, nu prea a prins meciuri, nu a fost ceea ce căutam. Și Alexandru împrumut nu contează. În ceea ce privește însă venirile, 17-6. Ca și veniri nu prea avem cine știe ce, în sensul că singurul nume sonor și important este Thiago Geralnic, un jucător a contat deja din iarnă, dacă vă aduceți aminte de el, însă a continuat la River Plate până în vară. Este deci practic un jucător mai vechi, 4 milioane, care se adaugă lotului nostru chiar pe poziția de am cât titular va fi, va lua fața lui Moruțan pentru că este foarte bun, ca să zic așa, și 18 ani și potențial mare.
Iar mai apoi m-am concentrat în mare parte pe achiziția jucătorilor tineri, așa cum știți că îmi place să o fac pentru viitor. De aceea tot ce vedeți voi aici, în afară de poate 1-2 jucători, sunt jucători pe care am dat sume destul de mari unii, precum Ovidiu Gavrilă, dar care vor fi trimiși împrumut cât mai repede posibil, pentru că nu pot juca nici titular, nici rezerve în lotul actual. O să vă trec așa rapid prin ei. Ovidiu Gavrilă ar fi unul dintre ei, 19 ani, AMK, 2 milioane de la CIG Jereda. Adam Ros, tot de la CIG Jereda, 18 ani, fundaș dreapta. Robert Grigoraș, de la Academia Gica Popescu, 18 ani, portar. Luis Munteanu este unul dintre cei jucători pe care îi vom păstra în lot, un nume sonor și cunoscut de toți jucătorii de femeie în carierele din România. Am reușit să-l cumpărăm și noi pe o sumă mică, zic eu, 2 milioane de la Viitorul, însă nu va fi titular de asemenea nici el, va fi backup pentru început, pentru că Mans, știți cum e Mans, foarte bun și are locul lui acolo. Raul Coste de la Lugoj împreună cu Gal, un mijlocaș central și un apărător central. Gabriel Vânătoru, Dacogetica, Bârț, Fermanstad, Neagu, Bârț, un fundaș central care mi-a plăcut foarte mult la prima vedere. Neagru, un jucător de la Craiova, 16 ani, cu perspective destul de mari, 400.000. Mai apoi au urmat câteva transferuri cu bani mulți de la Vitolu, Carapcea, 16 ani, bandă dreaptă, inside forward, știe, îi place și are un potențial enorm, însă momentan nu putem să-l menținem nici în lot. Va juca pentru echipa a doua, având 16 ani, nu poate fi nici împrumutat, va juca la echipa a doua. Adrian Iordache, 2 milioane de la Dinamo, mijlocaș central, la fel un potențial foarte mare. Ovidiu Ghergu, la fel de la Viitorul, atacant, 18 ani, un potențial ceva mai mic decât restul, dar foarte interesant. Răzvan Stanca, Crețu, Țofei, Dinu, Mihai și Leca de la Arad, pentru un total de 17 milioane, dintre care, cum vă spuneam, ca și jucători titulari ne-am ales cam cu doi, Luis Munteanu și Gerald Nic, titulari, care vor face parte din lotul nostru de 21-22, cât vom avea anul acesta. Restul, cum vă spuneam, ce poate fi împrumutat, vom împrumuta, ce nu va juca la echipa a doua, probabil cu mici jucători pe aici pe acolo care vor subintra eventual poate în Cupa României sau așa cum îmi place mie la sfârșitul sezonului după ce titlul va fi acontat. Bun, astea au fost transferurile. Ca și bani nu prea mai avem nimic, 4 milioane cu 4 milioane, dar nu prea intenționez să mai cumpăr cine știe ce jucători. Era să-l vindem și pe Wydă pe 3 milioane jumate, însă a refuzat el contractul de la Crystal Palace și Kildow nu va pleca sub nicio formă, nu vreau să-l las. Ca și jucători posibili care ne vor... De fapt, ăsta e lotul cu care vom aborda sezonul ăsta. Vlad Roz, care va fi la... este dat împrumut, dar meciul ăsta îl vom juca și vă vedea și de ce. Cristea, la fel, rezervă, însă titular meciul ăsta pentru că avem un accidentat. Hârvoca, la fel, cunoașteți, Cotunio, va fi backup, meciul ăsta joacă titular. Aurnes cu Cicâldou vor fi în continuare la mijloc, însă Vână intră aici pentru că Cicâldou este accidentat. Ivan, Geralnic, Paulinho rămân în linia ofensivă. Ivan care va lua locul de titular lui Juan Hernandez, va fi acolo un dute vino între ei doi să vedem cine dă randamentul cel mai bun. Și Mans aici, dar meciul ăsta vom juca cu Luis Munteanu, tocmai pentru că avem nevoie de Under 21 în teren conform acelei reguli. Jucători pe care îi voi menține în lot de perspectivă și care ne-ar putea ajuta anul acesta noi vor fi Ani Stoica, va rămâne Sebastian Nechita, dacă nu mă înșel, sper că nu, îl voi împrumuta pe Nechita, Stoica, Bârț va pleca și el împrumut, Wydă va rămâne în lot, Hernandez la fel, Muruțan va rămâne și el, Mans bineînțeles, Tănase rămâne și el, Niga va fi, cum vă spuneam, rezerva de portar, Cicâldău, bineînțeles, Chirțescu va rămâne în lot anul acesta, Fătu va pleca împrumut, Goia va pleca și el împrumut, la fel și Iordache, la fel și Gabriel Man, Raul Băgu însă prinde lotul extins, Stoianovic și Bogosevat vor fi titulari când vor reveni din accidentări,
Rivaldo Coețe, la fel, rămâne și el printre titulari, numai că acum este plecat la meciurile naționale, iar Gherbu pleacă împrumut cu Tiberiu Carapcea, care este unul dintre, cred că, cei mai de perspectivă jucători pe care i-am cumpărat, arată superb, care vor juca la echipa a doua, fie vor rămâne în lotul extins. Bun, cam atâta cu perioada de vară. Ca și meciuri nu prea am avut multe amicale, a fost decât un amical cu Hajduk și două amicale, unul cu Beroe și unul cu Levski. N-am putut face amicale în pregătirea, în pre-season, asta și din cauza problemei care cred eu că există în cantonament, acolo unde nu poți selecta echipe din țara în care pleci în cantonament, în anumite țări cel mai ales. De exemplu, noi am plecat în Spania, nu am găsit în niciuna din cele, cred că 14 zile de cantonament, selectând fiecare dată în parte, am încercat pentru fiecare dată în parte, în niciuna dintre acele dăți nu mi se propunea nicio echipă cu care să facem amical, și din cauza asta au fost 14 zile în care nu am jucat niciun meci, asta nu prea ne-a avantajat. Bun, iar în ceea ce reprezintă meciul de astăzi, tactica rămâne aceeași bine cunoscută, însă vom juca cu o echipă super improvizată. Dacă aici ar fi trebuit să jucăm cu Stoianovici sau Man, rezerva lui Stoianovici, sau cu Tuniu, rezerva lui Stoianovici de asemenea și el, iată că jucăm cu Roz, care este un jucător care va pleca împrumut, sper, din toată inima. Asta pentru că Cutuniu va juca pe partea cealaltă, acolo unde trebuia să joace Bogosev, va titular, dar este accidentat, este încă 2 luni accidentat, deci destul de mult. Și Chirțescu, care este rezerva lui Bogosev, nu poate pentru că a jucat la nu știu ce echipă Under 21-19, bine că mi-am adus aminte să scot treaba asta, că nu are de ce să joace el la alte echipe în afară de noi. Nu știu de ce s-a întâmplat treaba asta, din păcate, asta e. Trebuie să improvizăm cel puțin pe flanc. Aurnes vână la mijloc, Cicâldău este accidentat, Ivan Gheralnic Paulinho, titular de drept, și Munteanu în locul lui Mans, asta pentru a acoperi regula Under 21. Cu Iani Stoica, Nechita, Bârți, rezerve, Oaidă, Hernandez, Moruțan și Mans. Cred că îl voi scoate totuși pe Moruțan, îl voi băga pe Tănase. Moruțan, care apropo nu mai e eligibil pentru Under 21, deci tocmai de-aia nu mai pun așa mult accent pe el. Iar ceilalți jucători sunt jucători în mare parte care vor pleca în împrumut. Bun, haideți să nu mai vorbim atâta, să-i dăm drumul meciului. Un meci greu care nu mă aștept să-l câștig, sincer. Sunt foarte mulți jucători care nu au un meci sharpness-ul la maxim. Sunt foarte mulți jucători tineri, copii care au sub 100 current ability garantat. Din cauza asta sunt reticent în ceea ce privește câștigarea cupei, supercupei de fapt. Sper însă să mă înșel, sper ca jucătorii mei să facă o figură frumoasă. Asta pentru că ce îmi dă încredere de fapt este faptul că în meciul cu Dinamo Zagreb am jucat integral cu copii. Și asta pentru că am făcut greșeala să pun amicalul cu Zagreb înainte să aflu când va fi data de disputare a Supercupei și m-am trezit exact în ziua în care aveam amicalul cu Zagreb, că am primit mesaj că voi juca Supercupa cu Dinamo și uitându-mă pe calendar am realizat că Supercupa este la nici 2 zile distanță de amical, mult prea puțin ca să joc și cu titularii acolo și aici și să recuperez fizic. Atunci am sacrificat clar meciul cu Dinamo Zagreb, am băgat doar copii noi veniți, tot ce v-am arătat, au jucat copiii ăia, am zis nu contează că mi-au 10 și spre surpriza mea, cu acei copii pe care i-am lăsat să joace 90 de minute, doar pe ei, au câștigat 3-0 cu Zagreb, un lucru neașteptat complet. Și atunci putem considera asta ca un puseu de încredere pe care mi-l dă formația asta de acum, din meciul cu Dinamo. Chiar dacă nu sunt super pregătiți sau dacă nu sunt cei mai buni jucători în teren, ca să zic așa, poate, cine știe. Sperăm și Dinamo să aibă probleme de gen. Bun, o primă ocazie deja am văzut mai devreme pentru Dinamo, una destul de importantă. Poate avem și noi una acum prin Cutuniu, care centrează foarte bine, respinge din nou Ivan Munteanu, aproape de a deschide scorul. Pișitelii scoate foarte bine acolo, iată Munteanu aproape de gol la debut.
Să vedem acest corner. Munteanu din nou, dar peste poartă. Sunt curios de Luis, are potențial mare. E un genul de jucător care, dacă nu se accidentează sezonul ăsta, eu zic cu meciurile pe care le vom acorda, din nou Munteanu. Cu meciurile pe care le voi acorda, sunt sigur că sezonul viitor îi va periclita foarte mult postul lui Mans. Asta mai ales pentru că, și pentru că Munteanu este eligibil Under 21 și trebuie să fac din el un jucător cheie pentru a-l folosi titular în campionat, nu doar pentru că e acel Under 21, ci și pentru că este cel mai valoros pe postul lui. Paulinho, gol, 1-0. Unul la mână și doi la mână pentru că știu și eu, așa cum știți și voi, este unul din acei jucători foarte buni în FM, care dacă karma e de partea lor, pot deveni jucători providențiali și foarte importanți pentru Liga 1, atât pentru campionatul intern cât timp este folosit, cât și pentru viitorul lui transfer în străinătate, acolo unde se pot face destul de mulți bani și sumă frumușică pe el. Deci să vedem. Sunt încrezător. Sunt mai mult curios de sezonul ăsta, pentru că... Ivan îmi scrie și el 2-0. Sunt mai mult curios de sezonul care va începe peste 4 zile, 5 zile, când va începe, ca și Liga 1 vorbind. Asta pentru că nu ne-am întâlnit. Echipa... ce gol, Nistor! Echipa, părerea mea, e mai slabă ca sezonul trecut. Nu au plecat jucători titulari, momentan, cei drept, însă nu mai avem la nivel de rezerve lotul pe care l-aveam la dispoziție anul trecut. Variantele, în momentul în care a început perioada de mercato și presezonul, au fost două. Să lucrez la viitor sau să întăresc echipa actuală neglijând viitorul. Și atunci decizia mea a fost următoarea. Hai să vedem ce găsim. Hai să vedem ce ne propune jocul. În sensul că să vedem ce a apărut prin iautintei din martie sezonul ăsta la celelalte echipe, pentru că știm că tocmai al nostru nu prea a fost bun. Și dacă sunt jucători care chiar merită investit în ei pentru viitor, pentru că sunt jucători de... Eu de obicei mă axez pe acei jucători nu care vor excela în Liga 1, ci care vor excela în primele 5 ligi din lume. Adică mă axez pe jucători care pot depăși acel 150 caretability. Și dacă... Munteanu din nou aproape de gol, dar cred că a fost topside. Și am zis așa, ok, hai să vedem. Dacă vor exista acei jucători, îi voi cumpăra, iar dacă vor rămâne cu bani sau vom mai avea acces la penalti. Nu știu cine îl bate. Munteanu? Ivan. Hai, Ivan, dubla. Bine, bă, Ivan. Dacă vom rămâne cu ceva bani, atunci ne vom gândi și la primul 11. Dacă nu, asta e, investim în tine. Și iată că, spre surprinderea mea, am găsit mulți jucători. Deci, credeți-mă, ce ați văzut voi până în momentul de față cumpărat de mine, care este... Munteanu scrie și el, în sfârșit chiar mă bucur pentru el. Ceea ce ați văzut voi la nivel de jucători cumpărați este doar poate jumate din tot ce am găsit și aș fi vrut să cumpăr. Sunt foarte mulți jucători pe lângă cei achiziționați cărora le-am făcut ofertă și au refuzat. Fie clubul, fie ei, din diferite motive. Deci, practic, mamă, ce fac aici, bă, mâncați-o și că n-am pe cine, cu ce, cu cine, cu bârțoi, nu știu, în fine, nu mai contează. Deci, lotul în sine sau ceea ce... Mamă, deci nu știu efectiv ce să combin aici. Vezi ce înseamnă să n-ai lotul. Dar hârvă că asta trebuie scos, că
e din titular și nu mai să se accidenteze în Achiev. O să fac aici o combinație de două luate câte trei, nu știu ce o să iasă, dar în fine. Și Paulinho cu... Nu, o să jucăm pe Iani Stoica. Paulinho, Stoica cu Ivan și cam atât. Da, spuneam că mulți jucători mai sunt buni acolo la alte echipe. Vorbim aici și Craiova, și CFR Cluj, Viitorul, chiar și Dinamo are câteva nume interesante. Sunt foarte mulți jucători de genul pe care nu am reușit să-i aduc la noi din diferite motive. Câțiva au refuzat ei, m-am înțeles cu clubul, au refuzat ei însă să discute cu mine, nu contract. Efectiv au refuzat să discute, iar câțiva nu i-am putut lua pentru că mi s-au părut mult prea mari pretențiile clubului. Dar interesant, e cred că prima oară când văd atât de mulți jucători buni cu potențial generații în România într-un sezon, deci sunt pozitiv. Sunt curios să văd dezvoltarea fiecăruia în parte. Chit că stai mei, chit că nu stai mei, mă bucur să văd jucători buni și sper ca Liga 1 să crească, pentru că ne dorim un viitor aici și ne dorim echipe rivale puternice care să facă față în Europa, în afară de noi, pentru a putea ridica campionatul cât mai mult și a ajunge acolo unde ne-am propus în seria FCSB, și anume câștigarea unui trofeu european cu echipa asta. Bun, cât pentru Supercupă, văd că ne o contăm. 4-1, un scor peste așteptări, sincer. Nu mă așteptam. Ivan mai bate un penalti, poate dă hat-trick. Un scor peste așteptări. Sunt bucuros, sunt fericit. Ivan, la primul lui meci ca titular în locul lui Hernandez, reușește un hat-trick, ceea ce este super mișto. Gol pentru Munteanu la debut, la fel, super mișto. O apărare fragilă care încasează doar un gol, la fel, super mișto. Ăsta a fost episodul de azi, mai lung ca de obicei, asta pentru că a cuprins și acel rezumat. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Lăsați un coment despre orice vreți să discutăm, dacă v-a plăcut, nu v-a plăcut, ce mai vreți să îmbunătățim, ce nu, și așa mai departe. Nu uitați că după episodul ăsta va apărea și episodul Lazio tot astăzi pe canal și seria Lazio merită vizionată și este foarte interesantă. Și cam atât. Eu am fost Radu, toate cele bune, ciao!